După două luni de stare de urgență cu restricții dure, cu pași încerți revenim la normalitate. Mai este însă mult până când ne vom putea relua viața de dinainte de izbucnirea pandemiei de coronavirus. Am ieșit din starea de urgență, am intrat în starea de alertă. Putem ieși din case fără declarații și ne putem plimba. Mare atenție însă, nu trebuie să exagerăm și să ne comportăm ca și cum pandemia ar fi trecut. Relaxarea măsurilor se va face treptat, iar oamenii trebuie să respecte indicațiile autorităților. Totul se va întâmpla treptat, gradual, pentru că cel mai mare pericol este să ne întoarcem de unde am plecat. Ar fi păcat de atâta muncă, efort individual, colectiv, cei mai mulți, marea majoritate, au înțeles ce trebuie să facă în această perioadă. Ne-am schimbat stilul de viață, ne-am transformat cu toții. Ar fi mare, mare păcat să aruncăm totul la gunoi din ce am făcut până acum. De astăzi, la Botoșan s-au redeschis cele trei mari parcuri, pentru ca botoșenenii care au stat două luni în case să poată ieși la plimbare. Oamenii trebuie însă să respecte măsurile de distanțare socială, iar la intrarea în parcuri au fost montate panouri cu reguli. Prima măsură care derivă din ordonanța de urgență pentru noi este să asigurăm un cadru botoșenilor specific pentru promenadă, pentru plimbare, doar pentru lucrul ăsta. Deci, cele trei parcuri pe care am avut posibilitatea să le închidem, vorbesc de Parcul Mihai Eminescu, Parcul Curcubeului, Parcul Tineretului, pentru că erau împrejmuite și am putut să le închidem, de astăzi sunt deschise publicului. Astăzi, în Parcul Mihai Eminescu, se făceau pregătiri pentru amenajarea lacului, pentru ca în curând botoșenenii să se relaxeze și să se plimbe cu bărcuțele și hidrobicicletele. Eu m-am gândit din start că lacul Mihai Eminescu, bărcele, hidrobicicletele pot fi puse în funcțiune, pentru că acolo este clar că se respectă distanțarea socială. Și zona de agrement Cornișa se va deschide, însă numai pentru promenadă. Și, la fel ca în parcuri, botoșenenii trebuie să respecte măsurile de distanțare socială. De asemenea, vom redeschide Parcul Cornișa doar pentru promenadă, pentru că este o zonă destul de generoasă și poate să vină oricine acolo, numai cu respectarea, cu strictețe a regulilor impuse, urmând ca pe măsură ce evoluează lucrurile, să gândim să dăm drumul și la anumite părți de agrement care nu implică, știu eu, foarte multe persoane și există acea distanțare socială. Primarul Cătălin Flutur anunță că deocamdată nu vor fi deschise părculețele de joacă pentru copii. Sunt restricții la terenurile de joacă, iar cele care sunt împrejmuite, deci sunt închise, nu poate să intre nimeni. Mai sunt câteva locații deschise, sper că părinții care vin cu copiii în parc să țină cont de recomandări și să nu le folosească. Începând de astăzi, și tramvaiele și microbuzele vor circula fără restricții de program. Este însă obligatoriu ca botoșenenii să poarte măști de protecție și să stea la distanță unul de celălalt. Dar ei au obligația, chiar dacă intrăm pe program normal, nu vom mai avea restricții, adică vor fi mult mai multe curse, au obligativitatea să urmărească dacă se intră doar pe ușa din față, scoboară pe ușa din spate, dacă cei care intră poartă mască, dacă se respectă distanțele stabilite prin respectivele norme. Pe perioada stării de urgență, oamenii străzii au fost carantinați în centrul amenajat la școala numărul 3, însă odată cu intrarea în starea de alertă, centrul a fost închis. Totodată, poliția locală revine în subordinea directă a municipalității, odată cu încheierea stării de urgență, în care coordonarea acestei instituții a fost asigurată de structurile Ministerului Afacerilor Interne.